Bun găsit, dragi telespectatori, o ediție așa o căudată la 6 luni, întâlnim în biroul președintele Consiliului Județean, poate Ochiceaua, pentru a vedea cum mai stau lucrurile la nivel de investiții și nu numai. Și mai ales acum, în decembrie, cum se încheie anul din punct de vedere al Consiliului Județean, foarte multe ar fi de spus și de clarificat legat de investiții, de sistemul de sănătate, de cel de protecție socială, de sistemul cultural și toată lumea așteaptă să vadă ce se va întâmpla de la 1 ianuarie cu celebra restructurarea bugetarilor și cu reducerea cheltuielilor. Domnul președinte, bine v-am regăsit. Ultima dată cred că a fost primăvară când ne-am văzut aici în birou, undeva în aprilie. Cam așa ceva, înainte de... E posibil, da, totul cam, e posibil. Cam așa. Dar asta nu înseamnă că eu n-am trecut, adică nu eram la birou. Ba da, de asta și venim să verificăm dacă sunteți la birou și am putut să intru, că sunt ca acasă la Consiliul Județean, ca să glumesc nițel pentru prieteni. Fac precizarea asta. Apropo așa de glumele care s-au mai făcut în ultima perioadă odată cu părăsirea teritoriului României, cu un buletin a unui văr de către fostul primar de Baia Mare, Cherecheș Cătălin. Hai să trecem la chestiuni serioase. Domnul președinte, nici nu știu cu ce să încep. Hai să începem cu drumurile, că de acolo a plecat ultima poveste, nu? Cu astupatul de gropi. Câte gropi ați astupat anul ăsta la Consiliul Județean? Nu pe persoană fizică. În ultimele 2 luni de zile, din păcate, n-am astupat gropi în condițiile în care, după minunata ordonanță, reparațiile sunt interzise. Încercăm să facem acum lucrări de întreținere, dar astupatul gropii în mod profesionist, nu cu voluntari în mănușă albă, e cu decapare, cu inclusiv partea de fundație trebuie făcută, dar acum o să intervenim numai în cazuri de urgență cu asfalt stocabil. Astea sunt regulile jocului, dar între timp am finalizat câteva zeci de kilometri cu modernizare, deci nu astupat de grup. 40 de kilometri au fost recepționați de la Belciug, Dobra, Urezu, Corund, Bogdan, nadișul Hododului, Hodod și ieșire către Ceu Silvanie. Acolo a mai rămas în șantier 2 km, 2140 de metri mai exact, de la drumul național până la Fărcășura, unde se lucrează și sper că să ne permită timpul ca să ajungem și la un strat de asfalt, mai puțin podul, adică să fie refăcut și cei 2 km. E pe finalizarea tronsonul de 10,5 km, care înseamnă Doba, Boghiș, Dacia, ieșire către Vrajla Crasnei, iar s-au făcut progrese însemnate pe celelalte două tronsoane, Ardud, Viile, Satul Mare, respectiv Necopoi, Cărășeu. Astea sunt lucrările mari. La CH s-a terminat legătura cu Sălajul și pe partea de întreținere, cât nu a apărut ordonanța minunată, am făcut lucrări de întreținere, dar este un sunt două tronsoane de drum care sunt foarte păcătoase, sunt sub un trafic infernal și aici vorbesc de Satul Mare Borlești, unde am făcut reparații și pe timp de vară, dar în condițiile în care avem contract de execuție semnat și în funcție de cum se mișcă partenerii din proiect, și aici mă refer la primăria din Păulești, Gulciu, Pomp și Valea Vinului, încărcăm încă anul ăsta aplicația și din primăvară, dacă se ține și constructorul și proiectantul de cuvânt, putem să dăm ordin de începere pe modernizarea întregului tronson. Deci nu vorbim de astupări de drum. O să fie o lucrare care va dura vreo 2 ani de zile, cel puțin. Și... dar merită să așteptăm că o să fie modernizat tot tronsonul. Încărcăm acum Andric Piscolt pe platforma Anghia Salinii și pregătim încărcarea celorlalte tronson de peste 30 de km, care înseamnă Ciuperceni, Micula, Bercunou, Bercu, Pelișor, Peleș, Atia, Doroț. Și e în execuție drumul, nu doar drumul, și podul de la Bârsău și schimbăm și podul de la Pășunea Mare.
Astea sunt investițiile certe. În funcție de bugetul pe anul viitor, normal că vom intra în reparații capitale și chiar înlocuirea unor podețe pe tronsoane foarte afectate de alte lucrări publice, și aici mă refer la cei 1000 de kilometri de rețele de apă și canalizare, care oricum se vede. Adică unde s-a lucrat și, în paranteză, și pe tronsonul Satu Mare Borlești, starea drumului a fost afectată și de aceste lucrări de aducțiune de apă, respectiv de canalizare. Oricât de tare se tasează, oricum se pune înapoi, normal că se cedează, mai ales în perioada abundentă din punct de vedere a pluviometric. Dar eu zic că am făcut foarte multe aici cu plățile. Sunt unele restanțe care nu depind de noi. Asta o să vă întreb. A fost un an fără rectificare bugetară, nici măcar negativă n-a fost. Fără rectificare bugetară, pe contractele de finanțare, toate au venit cu deconturi întârziate de la București și eu chiar jos pălăria în fața executanților că nu s-a văzut pe ritmul de execuție, pe niciun șantier, bălbăielile, ca să mă exprim cel mai elegant, de la nivel central, privind decontarea factorilor. Acum avem o perioadă foarte grea, dar totodată frumoasă. E perioada de închidere a proiectelor pe finanțare europeană. Avem câteva proiecte foarte mari. Aici, dacă mergem de la nord la sud cu corpul Muzeului Județean, unde se poate observa că din exterior sunt gata lucrările, s-au schimbat toate geamurile, s-a reînnoit inclusiv fațada, acoperișul, e pus un sistem fotovoltaic sus, noile expoziții sunt achiziționate, chiar astăzi am verificat stadiul lucrărilor, dar trebuie să tragem foarte, foarte tare ca să închidem proiectul de finanțare și plus până în mai să închidem toate lucrările. Deci acolo chiar am luat și un credit de a aduce la standard de secolul 21 toată clădirea Muzeului Județean, cu lifturi, cu elemente ajutătoare pentru persoane cu dizabilități. Deci vom respecta toate standardele moderne a unui muzeu de secolul 21. Mergând mai departe, următorul șantier major este la Unitatea de Primiri Urgențe, unde partea fizică a lucrărilor sunt stadiu de peste 90% și chiar mulțumesc pentru răbdarea sătmărenilor, că au fost niște perioade în care aparținătorii care au ajuns la urgență trebuiau să stea afară. Nu putem să și lucrăm, să și avem spațiu, că așa sunt făcute circuitele. Eu sper că în 2-3 săptămâni deja pot să și reia locul în sala de așteptare în condiții normale. Totodată s-a finalizat schimbarea întregii rețele electrice la toate corpurile Spitalului Județean. Se finalizează schimbarea geamurilor și ușilor la Spitalul Vechi, care ne va ajuta și pe gradul de confort a pacienților, în primul rând, dar o să avem și factori de mult mai mici. Din păcate, unele geamuri erau pericol public, pericolul și pentru bolnav, dar și pentru cetățeni care treceau pe trotuar, că doar unele improvizații le țineau în loc. Geamuri puse în 1900. E clar că e veche. Unele geamuri erau din construcție, adică din 1915. Vă dați seama în ce stadiu erau. Acolo chiar ieri am fost la conferința de închidere pentru proiectul AVC, Centrul AVC și Struc, 10 paturi în noua secție construită de Consiliul Județean în anii trecuți, o să fie o secție specială pentru cei care primesc stroke, AVC, cu aparatură modernă, de la care așteptăm o reducere semnificativă a cazurilor care lasă urme pe termen lung, respectiv să avem mult mai puțin decedați pe partea de AVC. Deci aici contează fiecare secundă de intervenție cu aparatură modernă pentru a salva vieți și pentru a reduce persoanele care rămân pe urmă cu sechele ani de zile după un AVC sau după un stroke.
mergând, ieșind din intravilanul municipiului, cu ghilimele de rigoare, la aeroport se lucrează zi și noapte, și sâmbătă și duminică. Acolo a apărut un nou terminal. Terminalul vechi deja e de nerecunoscut, este un drum perimetral de 7 km. Zona de siguranță e schimbat, pista e reasfaltată în totalitate. Deci e o lucrare imensă, cea mai mare investiție publică. Lucrările de la aeroport au dus oarecum la întârzierea lucrărilor de la pod. Are o vreo legătură sau cu macaralele de la podul? Știți, cu numărul 4-3, nu știu care. Acum 34 de ani era o altă deviză în învățământul românesc. Acum încercăm să avem o Românie educată. Atunci, din toată lumea, unii au încercat să facă un om, oameni multilateral dezvoltați. Omul nou, așa era. Nu. Omul nou, multilateral dezvoltat. Da. Unii, deși nu s-au socializat pe vremurile respective, poate din cărți găsite de la bunici care erau membri marcanți de partid, au devenit multilateral dezvoltat și se pricep la toate. N-are nicio legătură una cu alta. Regimul de înălțime pe obstacole nu depinde de cele 40 de centimetri cu cât se schimbă nivelul pistei. Iar pista fiind la o distanță de 6,8 km, nu influențează șantierul de la pod. Aici au fost mulți băgăreți. Am auzit și poveste cu culoarul de zbor, că zic, Doamne păzește, zic. Este pe culoarul de zbor, dar oricine, dacă își închipăie că un avion nu e în stare să își modifice cu jumătate de grad unghiul de decolare, asta care la o distanță de 7 km înseamnă câteva sute de metri. Deci nu are sens să deschidem discuția. Acolo erau multe instituții implicate și blocajul era specific românesc. Adică dacă se ținea o ședință de lucru cu toți factorii implicați la o singură masă, cred că se putea tranșa problemele într-o oră. Dar fiecare instituție ținea de regulamentul lor. Pe toate aeroporturile în România, Romața e în lucru pe noile proceduri. Autoritatea aeronautică poate să lucreze numai pe datele avizate de Romața. Romața are filialele locale, deci e o procedură foarte sensibilă, dar nu imposibil de dus cap coadă. Iar și pentru executanți era o noutate. Ei au crezut că depun o cerere la o instituție fără să discute cu toată lumea. Era nou și pentru ei, că e un obiectiv unic pe șantierele României. Este podul Hobanat peste Dunăre, dar acolo nu erau obstacole. Acolo nu a fost niciun aeroport. Iar regimul de macarale este altceva decât cu regimul construcțiilor, că practic macarale respective vor să ajungă la același nivel cu clădirea în care discutăm astăzi, că aici sunt de 86 de metri, dincolo 86 de metri ar fi suficienți ca și regim de înălțime, dar fiind vorba de macarale, e tehnic e altceva. Dar n-are sens să pierdem vremea, e în grafic și execuția podului, e în grafic oricum și aeroportul, dar asta am știut de la semnarea contractului de finanțare și știau și colegii de pe alte 7 aeroporturi din România. Aici ar fi necesar o intervenție din partea guvernului să fie fazate aceste investiții, să nu rămânem noi de cârcă cu tot restul de executat, că nu e fair play, deoarece Ministerul Transporturilor a lansat ghidurile acum 2 ani de zile și niciun executant din lume nu putea să proiecteze și să execute într-un timp în 12 luni de zile, că nu e chiar așa de simplu. Și aici vorbim de sisteme de securitate, inclusiv
cu pivnița de apărare civilă, cu toate liniile automatizate de handling de bagaje și de pasageri și plus toate structurile de verificare persoane. Deci sunt tehnici speciale și nici nu sunt foarte mulți furnizori. Ne va aduce mai multe curse? Păi normal că, având o capacitate mărită, deci a fost ultima șansă istorică a județului de a avea un aeroport de o capacitate mare. Următorul aeroport care are dimensiunile și capacitatea portantă a aeroportului Satu Mare este la Timișoara. Cele două aeroporturi sunt comparabile ca și dimensiuni și plus Cogălnicianu și Otopeni. Deci suntem în primii patru cele mai mari piste și cele mai sigure piste cu zone de parcare și cu cele mai moderne dotări. Normal că o să fie atractiv și din tot punct de vedere regional, unde la un moment dat eu sper să se termine războiul inclusiv cu ucranienii. Deci să nu uităm că și în Zacarpatia trăiesc 2 milioane de oameni, la care cel mai accesibil aeroport o să fie aeroportul din Satu Mare, dacă se normalizează situația. Deci nu e un aeroport care va deservi doar Satu Mare. Și deja avem contracte pe chartere pe anul viitor și normal că o să stăm de vorbă și cu Vizerul ca să intensifice, ca să-și readucă toate cursele care erau înainte de pandemie. Țin să mă amintesc că am avut curse la Paris, la Londra, a rămas, la Roma, și în Germania la Frankfurt, care a prins chiar greul pandemiei, când normal că nimeni nu avea curajul să urce în avion, dar acum operatorii chiar caută locuri libere. Deci toată lumea s-a reobișnuit cu zborurile. Zborurile către București, din păcate, nu stau în deciziile noastre. La Tarom eu nici nu mai urmăresc de câte ori a fost schimbat managementul, de câte ori a fost restructurat, de câte ori s-a încercat tot felul de variante posibile și imposibile. Avem acum o cursă simbolică către București operat de Tarom, care are un orar care nu corespunde nimănui. Plus au fost redistribuite puținele greu să iei bilete. Adică, bun, dacă nu te descurci în online sau ceva, că nu mai avem nici agenție, nu mai este nimic. Puținele curse interne au fost regrupate după alte interese. La Satu Mare s-a demonstrat, când am avut un orar normal, adică de luni până vineri, cu plecări dimineața și sosiri seara, din punct de vedere a sătmărenilor, cursele aveau grad de ocupare de peste 90%. Oricând putem să revenim la acest grad de ocupare, dar aici din alte interese, de exemplu la Timiș au pus foarte multe curse. Motivația era că era capitala culturală europeană în anul ăsta. Anul viitor nu mai sunt și totuși, dacă ar exista, se reglează piața singur, dacă ar exista un operator care să opereze și cursele interne. Iar Tarom ar trebui să ia o singură decizie. Ori operează doar în interior și atunci iese pe plus, dar trebuie să-și reducă la un sfert personalul, ori din ambiție mai operează și cursele externe, care degenerează un minus care o să ducă compania și mai jos decât unde este. Asta e punctul meu de vedere. Aș spune că sunteți într-o relație bună cu directorul aeroportului, care e un profesionist. Da. Adică El e pilot, nu numai manager de aeroport, și de multe ori își confundă rolurile când cu părerea că nu știe că din punct de vedere a pilotului sau din punct de vedere a responsabilului de infrastructură. Apropo, chestiunea cu taxiurile aeriene, merge treaba sau că? Păi, din cauza ucrainienilor e greu de făcut, de închis. Era un proiect extraordinar de fain și chiar aducea oamenii că pe o rază de 100 de kilometri erau 4 aeroporturi operabile pentru avioanele mici. Inclusiv lângă Nirea, este o pistă cu iarbă, deci nu betonată, care e capabil să primească avioanele mici. Și chiar era o
chestie ca într-un sfert de oră să ajungi la Ușgorod sau la Coșiță și invers. Da, la Coșiță știu că se poate. Da. A, asta e povestea. Dar în perspectivă, un aeroport nu se construiește pentru un sezon estival, se construiește pe 50 de ani. Am văzut povestea aeroportului de la Brașov, multă reclamă și din păcate la un moment dat lucrurile s-au oprit și acolo au dispărut cursele și era mare reclamă că e primul aeroport construit după Revoluție în România. Depinde cum, nu, cum gestionezi lucrurile, cam așa da, cred că stau lucrurile. E o piață foarte interesantă că e total controlată de către operatorii de zbor și nu de către aeroporturi. Corect. Apropo de, că dacă tot am ajuns la Brașov, că fostul președinte Consiliului Județean a fost la noi, care e acum ministrul dezvoltării, cum a rămas povestea cu contractul acela de gaz? Că acolo, la un moment dat, era cuiul lui Pepelea. A fost o întrebare în sală, la un moment dat. Da, până la urmă s-a născut ordin comun între Ministerul Dezvoltării și Ministerul Energiei, care a respectat legea și normele făcute de domnul ministru Ceche. Unii au încercat să facă altfel și din cauza asta s-a blocat. Numai că, noroc că mai sunt unii care și citesc legea și nu merg doar după doleanțe politice sau altele. Eu am văzut lista, sunt foarte puțini cei care au primit toată suma solicitată, deci sunt peste 20 de UAT-uri care pot să pornească, pot să demareze, dar aici cheia succesului va fi dacă găsesc furnizor de gaz. Că fără concesionar, ok, face o primărie, o rețea de țevi sau stații de reglare a presiunii și mai departe ce face dacă nu are... Succesul acestor investiții în rețelele de gaz sunt direct proporționale de resursele de gaz, adică dacă o să fie agreate, dacă o să fie folosite și dacă o să fie la un preț accesibil. Că dacă o să fie o soluție ultra scumpă, degeaba o să meargă în comuna XY magistrala pe stradă, că nimeni nu se va acorda. Da, corect. E povestea care ați avut-o și cu apa la un moment dat, cu canalizarea. Nu putea să fie toată lumea mulțumită în condițiile în care s-au depus proiecte din județ de, în valoare totală de 1,5 miliarde de lei, iar suma alocată județului Satu Mare e undeva la 160 de milioane de lei, deci cam 10%. Dacă se putea lua și o decizie că se dă 10% din fiecare proiect, dar cu 10% pornim o investiție și ajungem ca și aeroportul din Brașov, că în 20 de ani de zile o să fie gata o investiție. Dar asta implică costuri enorme. Dar s-a făcut un pas înainte, următorul pas, i-am vorbit cu mai mulți primari, poate ar trebui să invităm furnizorii de gaze ca ei să vină cu un pachet valabil pentru toți și poate așa o să găsim și un operator care e dispus să furnizeze. Dar se spune că e nevoie de rețeaua asta de gaz în primul rând pentru a duce investitorii, nu neapărat doar pentru a duce gazul în fiecare casă. Poate omul vrea să continue să se încălzească cu lemne. Da, dar pentru a dimensiona o conductă de gaz în scopuri industriale, tu trebuie să ai deja. Adică dacă primarii cred că o să aibă o rețea de gaz de un țol și o să vină cineva cu o industrie bazată pe consum de gaz, mai greu. Se înșală. Deci aici e vorba de dimensionarea corectă. Da, ne întoarcem puțin la sistemul de sănătate. A fost o schimbare de manager, trebuia făcută schimbarea asta sau... Păi la domnul Adrian Marc a expirat al treilea sau al patrulea interimat. Și ca să nu fim acuzați de unii și alții, mi s-a părut normal și fair play ca să demonstrăm că dăm șansa și altui om, respectiv, de a nu... Sunt diferite interpretări. Aici toată lumea s-a
priceput la un moment dat de toate concursurile. Noi am încercat să stabilizăm situația. Nu era impus nicio restricție pentru nimeni de a participa la concurs, unde tot am pornit la concurs, era ba o persoană, ba două persoane, ba unii aveau dosarul incomplet, ba ceilalți. Și atunci am apelat la domnul doctor șef secție Satmari, care a preluat și poate chiar astfel și personalul medical are o altă abordare și chiar o altă concepție. La domnul Marc i-am mulțumit pentru efortul deosebit depus, deoarece cred că 10 investiții am dus cap-coadă în ultimii 5 ani de zile împreună și rămâne în echipa spitalului. Deci el nu merge pe lună, nu are în interiorul spitalului și locul de muncă și are și oarecare experiență și lucrează, e chiar manager de proiect pe câteva proiecte care acum trebuie să le închidem. Iar oricum și legislația ne forțează cu ghilimele de rigoare să restructurăm inclusiv spitalul și nu numai spitalul județean, toate spitalele și toate instituțiile, deci oricum e timpul schimbărilor, deci nu s-a întâmplat nimic la, deosebit. Da. Și domnul este Sărmare al patrulea manager, are șansă să rămână? Este al patrulea manager în mandatul meu. Alegerea nu era nici politic, nici așa mai departe. Pur și simplu a fost acceptată de domnul doctor Satmari. Eu l-am rugat, deci nu... nu e nimic de ascuns în asta și mulți deja fac specule că oai că numai pe 3 luni de zile și așa mai departe. Noi, conform legii, puteam să-l numim manager interimar în intervalul de o zi și 6 luni. Noi am luat calea de mijloc în speranța ca în 3 luni de zile să reușim să ținem odată un concurs cap-coadă cu finalitate de a avea un manager stabil pe 3-4 ani de zile, nu pe 3-4 luni sau 6 luni. Ar fi în folosul întregii instituții. Și încet, încet, eu sper că apele se vor liniști și toată lumea se va ocupa de bunul mers a spitalului și nu de acea. Da, până la urmă, semnalele sunt în ultima vreme că parcă ceva mai normal, de normalitate dinspre sistemul sădmărean de sănătate. Și acum, sincer, ca unul care a trecut pe la spital, pot să spun că poți să ai încredere liniștit în ceea ce se întâmplă la spitalul județean. În primul rând, toate proiectele eu am ținut neapărat să aibă și componentă de resurse umane, în sensul în care și cu județul înfrățit din Germania am ținut deja 2 module de calificare pentru personal medical din județul Satmari, cum să abordeze relația cu pacienții. Și chiar ieri, la Nineceaz, unde am fost la conferința pe AVC, erau secțiile de neurologie și cardiologie prezente, inclusiv avea un astfel de modul, pe lângă partea de știință pură și partea de abordare. Și încet, încet, eu le spun că noi putem să facem toate investițiile din lume și în aparatură și în infrastructură. Pacientul nu e încălzit că îi se prelevă probă sau diagnosticul e făcut cu un aparat de 2 milioane de euro. Poate un zâmbet și o vorbă bună din partea asistentului și curățenia, asta mi s-a spus. Condițiile hoteliere și respectul simțit ajută mai mult. Uneori o vorbă bună, omul ăla nu vine de drag la spital, deci clar nu te duci. Oricum e șocul de a merge în spital, de a se simți neajutorat. Cred că și de niște psihologi ar fi poate mai mare nevoie. Da, și să nu uităm un lucru, gradul de încărcare a medicilor. Că toată lumea spune că în vest primesc servicii de calitate, dar să nu uităm că acolo... Păi de ce ați rămas fără diabetologi? Că până la urmă oamenii s-au dus la o clinică ca să scape de gardă, să scape... Exact, de responsabilități și plus în vest sunt niște normative stricte, adică un medic și dacă îi vin 200 de pacienți pe zi, el e obligat să
se concentreze pe 12-14 pacienți. Nu are voie să discute cu mai mulți. Iar la noi, unde sunt secții cu puțini medici, medicii noștri lucrează într-o zi cu 40-50 de pacienți. Deci... Da, acum aștept, sper că anul viitor mai e problema. Acum cu diabetologul s-a mai rezolvat, deși secția am văzut că e închisă, deocamdată. Secție de diabetologie, în afară de București și Iași, nu are niciun județ. Noi am avut secții. Da, pentru că a fost domnul Silaghi, care era în proiecte internaționale de cercetare și astfel s-a acordat, cred că suntem singurul spital județean fără o universitate în spate care a avut secție. Păi la Oradea e compartiment cu 5 paturi, la Baia Mare e compartiment cu 5 paturi, la Zalăuci compartiment cu 5 paturi. Deci nu era o secție. Dar asta nu înseamnă că un diagnostic interdisciplinar se poate face fără diabet. Fără diabetolog, pardon. Deci e nevoie, dar nu este nicio tragedie dacă n-ai secție, e compartiment și nu e secție. Deci cazurile decompensate pe partea de urgență să ai unde să le duci. Acum, dacă tot pe ultimul subiect și ultima chestiune de sănătate, cu medicul sportiv, că aici deja de un an de zile, doamna Vințe, deja de 2 ani. Dar nu putem forța niciun medic să se specializeze. Noi am angajat cu mare plăcere un medic sportiv. Numai să vină. Da. Sunt unele specialități unde e luptă la nivel național. Cum rămâne cu de la 1 ianuarie, că spuneați, de reorganizare? Ce se întâmplă la nivel de Consiliul Județean? Păi la această întrebare... Care uniți? Cu casa de creație sau cum e? Centrul de creație cu cine? Cu filarmonica? Aș putea să fac niște glume, dar în ultima secundă, datorită intervențiilor colegilor mei, administrația publică locală cât de cât a fost ferit și este ferit de greșelile majore. Dar asta nu înseamnă că am scăpat de zânzanii în totalitate. Instituțiile de cultură care sunt pe lei speciale, indiferent de numărul de angajați, rămân de sine stătători. Adică nu trebuie să unim centrul de creație, centrul de promovare a culturii tradiționale, nu trebuie să comasăm, de exemplu, cu serviciul public de administrare a gropii de deșeuri. Pot să rămână de sine stătătoare. Pe jumătate problema e rezolvată. Pe cealaltă jumătate. Oamenii pierd la salari sau cum? Ce facem cu serviciul public de administrare a managementului de SEO? Câți angajați sunt acolo? Încă n-am primit răspuns. Acolo câți angajați? 26 de angajați. Deci n-ai nici ce să... Dar ei lucrează și sâmbătă și duminică și de multe ori și de sărbători legale și lucrează, au 12 ore de lucru pe zi. Deci dacă face cineva un cal cu 26 de oameni, îi dură succes și în mediul privat să se descurce. Deci nu sunt angajați mulți, nu sunt 50 de angajați și teoretic ar trebui să-l închidem, dar am trimis un memorandum că oameni buni, deci acest serviciu public noi nu putem încadra nici în aparatul propriu, nici la instituții de cultură, nici la aeroport, nici la DGSPC, nicăieri. La DGSPC. Dar, de exemplu, va trebui să comasăm cu aparatul propriu instituție, Direcția de Evidență a Populației, care... Eu chiar nu înțeleg încăpățânarea unora din București în condițiile în care s-a profesionalizat evidența populației. Cândva erau la Consiliile Județene și la Satul Mare, cândva era un serviciu în cadrul aparatului propriu. Pe urmă s-au specializat și au deschis filialele în multe localități ca să ducem serviciile către populație și să nu vină tante Floara din Cuța să vină să facă buletinul la Satul Mare. Și astfel sunt în mai multe locuri, nu numai în orașe, se emit actele de stare civilă, dar acum unii iarăși vor să centralizeze, adică să le preluăm în aparatul propriu. De ce? E noaptea minții, în condițiile în care ei au proceduri cu totul și cu totul altele și specifice. Deci ar trebui să rămână, dar deocamdată
feedback-urile sunt că nu vor să le lase de sine stătătoare și aici, iarăși, nu sunt 50, deci noi n-am umplut schema, sunt 19-20 de persoane, locuri, din care 17 sunt ocupate. La număr de angajați n-am avut nicio problemă, nu a trebuit să disponibilizăm pe nimeni în condițiile în care noi eram sub standardul obligatoriu pentru fiecare județ și ne-am încadrat în reducerea virtuală de 10% a tuturor posturilor. Noi eram cu 10% mai mic decât ne permitea legea. Și acum, din 200 și ceva de locuri, 190 sunt ocupate. Deci mai sunt 15 locuri libere la Consiliul Județean, să zic așa. Dar în condițiile în care posturile sunt blocate, indiferent că îl taie sau nu, oricum nu sunt bugetate aceste posturi. Că unii au crezut că dacă taie posturile libere, fac o economisire. Păi nu, că nu sunt bani, oricum nu erau bugetate, da. Aia săracii n-au habar de administrație și nu numai de administrație. Adică dacă mulțești ceva cu zero, tot zero. Corect. Da. Iar la număr de șef birouri, Consiliul Județean era o singură funcție de șef birou care era goală. Adică, iarăși, o mare economisire, dar sună bine pe sticlă. Și ca și 8% șef din angajați, la ultima ședință, de exemplu, am aprobat noua organigramă a Filarmonicii, unde avem în total 4 șef la 70 de angajați. Deci nu suntem la 8%, suntem undeva la 2% din sau 3% din angajați șef. Deci eu am avut grijă ca în instituțiile noastre să nu fie mai mult șef decât lucrători executivi. Da. La centrul de creație era altă situație, în condițiile în care acolo fiecare ramură de artă am considerat că să fie în condițiile în care ei sunt pe o grilă de salarizare la nivel de casă de cultură din comune. Deci au salarii foarte mici și din cazul asta erau și director adjunți, erau 3 directori adjunți și cu doi directori adjunți. Robert Laszlo și nu știu. Dar noilor reglementări rămâne Robert Laszlo, iar restul sunt egali. Ca și în Revoluția franceză. Toată lumea este egală. Dacă nu era egal, rezolva ghilotina și ne aducea la același nivel pe toți. Ei au înțeles și lucrează în continuare, dar ei, repet, unii dintre ei fac mai mult o muncă de voluntariat, nu pentru, de exemplu, Petrică Mureșan sau actorul Boade Orban. La Petrică nu o să-i plâng de milă. Nu, prietenului meu Petrică, da. Dar în schimb, doamna contabilă, da, ea nu cântă, ar trebui să o ia în trupă, Petrică. O să aibă mai multe responsabilități pentru mai puțin bani. Am zis, da, doamnă dragă, nu, eu fac legile. Aceeași discuție o să avem cu restul, câteva sute de persoane care se vor reîncadra. Nimeni nu pierde locul de muncă, doar se va trezi poate cu noi sarcini și cu noile salarii. Bani mai puțin. Da. Dar la noile salarii, iarăși, aici avem niște sincope la plata salariilor. Eu încerc să închid să aibă toată lumea măcar o parte din salariu în luna decembrie, dar în condițiile în care se schimbă regula jocului în timpul jocului și se schimbă salariul minim în timpul anului, fără să avem o rectificare bugetară, îi urez un premiu Nobel acelui economist care poate să închidă un an de zile fără un pic de ajutor. Adică mărești pe partea de plăți. Contribuții. Da. Dar pe partea de venituri trebuie să te încadrezi la veniturile de la început de an. Bun, și asta e știrea? Angajații la Consiliul Județean nu și-au tot salariul în decembrie? Sau? Nu, asta e știrea. Aveți încredere. Decembrie e lună lungă, are 31 de zile. Aici probleme sunt mai ales pe partea de protecție socială, de unde același dialog am avut cu toți cei 7 prim-ministri pe care l-am prins eu în 7 ani de zile.
este atât de greu de făcut un calcul procentual în condițiile în care, cât eram senator, am modificat legea, ca obligatoriu 90% din aceste costuri să fie suportate de către stat. E greu de calculat acești 90%. Deci dacă ne-ar da la început de an 90% din cheltuielile reale, n-am avea nicio discuție în a doua parte a anului, să-mi județe unde din august n-au primit salarii cei care lucrează la DGSPC. Deci noi deocamdată stăm bine, în cel mai rău caz în decembrie nu o să primească salarii, dar aici am venit o oarecare rectificare care acoperă 30% din nevoi, dar măcar e un gest din partea guvernului. Eu înțeleg că și țara este într-o situație neplăcută, dar trebuia cineva să se gândească că dacă măresc salariile, poate și efortul bugetar crește, zic și eu, părere. Că normal trebuia ca măcar efectul măririlor impuse să fie compensat. Da, stai ca și povestea cu ei, becul din camera mică îl pui în camera mare, dar exact. Am venit fără lumină în camera mică, știi? Cam așa s-a întâmplat povestea. Cum se vede 2024? Nici cum. Și vă spun de ce. În condițiile în care anul trecut, la ora asta, am zis că încet, încet, parcă țara asta intră în normalitate. Și aici înțeleg, în primul rând, nu mă plâng de resurse, nu prea m-ați auzit, deși aș avea motive zilnic să ieși și să țin niște conferințe de presă în care aș avea rating internațional legat de observațiile pe buget. Nu m-am plâns că am zis totdeauna cu mulți bani și proștii s-ar descurca. Dar fără o predictibilitate, în condițiile în care noi nu știm câte instituții vom avea. E greu de făcut o previziune pe partea de necesar. Dar nu numai că noi nu știm, nu știu ministerele. N-am văzut încă monitorul oficial niciun minister organizat. Iar până ce nu știe guvernul, statul, câte instituții are, care e efortul bugetar de a menține propria aparat, funcționalitate, da. Normal că nici nu pot să se apuce de buget. Iar când zic țară normală, mă refer la țările care, până în data de 1 iulie, au bugetul aprobat pe anul următor. Noi, e posibil să avem până în 1 iulie aprobat bugetul pe anul în curs, care vine. E o mică diferență. Și ne plângem că nu putem să recuperăm decalajul dintre noi și alte țări. Conform legislației, până în 15 septembrie, guvernul trebuia să prezinte primul draft. La ora asta trebuia să fie aprobat cifrele de bază pe bugetul anului viitor. Nu cred că discută cineva despre chestia asta, deși ar fi impedios necesar să vedem cifrele și să fie luate în considerare și plățile restante ce rămân din nefinalizarea investițiilor pe anul ăsta, în condițiile în care 2 luni de zile pe investițiile noi nu avem voie să plătim. Adică putem să plătim inclusiv facturile de investiții 1/9 din media plăților făcute până în 31 septembrie. Dar pe toate contractele unde nu am avut nicio plată până în septembrie, 31 septembrie, ne este interzis plata. Adică în ianuarie o să avem un preț de plată imens. Nu noi, ca și Consiliul Județean, vorbesc în numele tuturor UAT-urilor și vă dați seama că o să placeze sistemul în ianuarie. Dar, repet, eu am speranțe că pe noile programe europene, cash-ul o să fie mult mai ok, pe PNRR, pe Anghe Salini și pe restul programelor guvernamentale, trebuie să ne concentrăm pe partea de investiții. Pe funcționare o să strângem rândurile și o să încercăm să fim cât mai economi. Și e o perioadă foarte încărcată, deoarece sunt și termene de depunere de noi proiecte, atât pe programe transfrontaliere, cât și pe programe operaționale.
Iar în condițiile în care tot sistemul este perturbat și nu știi, funcționarii publici nu își văd, mulți nu își văd locul în noile scheme, e foarte greu de motivat. Păi nu, și nu știu vorbesc ce se de aparatul propriu, unde nu avem probleme deosebite, dar aici vorbesc și de instituțiile subordonate și plus vorbesc de toate agențiile guvernamentale, care sunt instituții avizatoare. Se discută că, de exemplu, Agenția de Mediu, Garda de Mediu, tot ce ține de Ministerul Mediului, se comasează și o să fie la Direcția Agricolă, unde sunt, cred că sunt peste agenții și de tot felul. Ai nu văd apia cu... De ce ai comasat apia cu Afiro? Că n-are nici mare se legătură. Se vorbește de ani de zile comasarea lui apia și Afiro. Numai să nu se uită un lucru. Sunt două chestii care se ocupă de două sectoare total diferite. Au cercuri, cu reglementări diferite. Cercuri de beneficiari diferiți și plus două instituții cu cultură organizațională total diferită. În condițiile în care una din instituții toți sunt funcționari publici, ceilalți sunt contractuali. Sunt alte grile de salarizare. Să încerci să le pui cap la cap, că ăia 6 luni de zile nu o să știe noile circuite. Dar, în schimb, sunt 11.000 de agenții și unii se ocupă de sămânță, celălalt de calitatea solului, celălalt de calitatea apei, celălalt de calitatea materialului săditor, celălalt... și astea sunt toate instituții de sine stătătoare. Deci, hai să mai înglumăm mai serios, dar trebuie împărțit. Bă, tu te ocupi de plante, tu de animale, tu de teren. Corect. În același birou. Sunt 3 speciale și la revedere, am plecat mai departe. Da. Dar poate sunt unii minți luminate, plus în această ordonanță era un articol care depinde guvernul în ce ordine citește termenele. Că articolul începe că din 1 ianuarie 2024 unele instituții trec la Consiliul Județean. La două rânduri scrie că legislația necesară trecerii va fi inițiată de ministerele de resort. Adică ei trebuie să inițieze predarea primirii și plus totuși, mergând pe principiul autonomiei locale, noi ar trebui să aprobăm niște hotărâri de preluare. Adică nu merge așa că hai că ne referim la DGTS-uri, la... Și normal că vom primi niște instituții care au tot ce înseamnă bază de infrastructură la pământ, instituții subfinanțate, sunt instituții depopulate de profesioniști și sunt instituții fără perspectivă. Așa cum am preluat și spitalele cândva, când toate spitalele aveau arierate, dar asta uită toată lumea. Și era în paragină tot sistemul de sănătate cu datorii uriașe, cu un haos total. Acum cât de cât s-a stabilizat situația, acum unii ar vrea să pună înapoi pălăria proprie pe spital. Pe spital. 2024, alegeri, pe lângă faptul că e cum e prezentat 2024, că nu se vede prea luminos, dar sunt și 4-5 rânduri de alegeri, că dacă o să fie și turul 2 la prezidențiale, acum și din punct de vedere al președintelui Consiliului Județean, dar și președinte de partid, asta așa cu o curiozitate, chiar sunteți udemeriști toți reprezentanța ai structurilor de servicii secrete din Ungaria, că am auzit și povestea asta. Am trecut de... Ce grad are, ce-a difuzat acest interviu la emisiunea de Revelion, ca să dau un răspuns pe măsura întrebării și la nivelul celora care promovează astfel de idei. Că dacă vorbim în modul serios, cei care fac astfel de afirmații, cred că n-au...
N-au citit de atâtea ori titlurile capitolelor din Constituția României, de câte ori am depus eu jurământ pe legile din România. Că eu am depus prima dată jurământ când am fost soldat, pe urmă când am devenit funcționar public, pe urmă când am fost prima dată subprefect, pe urmă când am fost a doua oară subprefect, pe urmă senator și de două ori ca președinte. De 7 ori am jurat credință pe Constituția României. Ei, săraci, n-au fost nici măcar la educație cetățenească de pe vremuri. Iar unele persoane care astăzi sunt într-o extremă, a doua zi sunt în altă extremă, în funcție de ce consumă, probabil, sau cum e fotosinteza lor, în ziua respectivă, dacă bate soarele, dacă așa mai departe, nu cred că are sens să le dăm niște răspunsuri serioase. Cum se vede alegerile? De mereu rămâne la același 5%, dacă stai să te uiți, 5-6% la nivel național. Deci, pe plan local, cum se anunță bătălia, să zicem așa? În aprilie îmi spuneați că Podoghi Ciobă rămâne candidatul la președinția Consiliului Județean și e normal să-și ducă mai departe la noi. Noi suntem cam singura formațiune care se ocupă și de politică, care suntem consecvenți și avem reguli foarte clare. La noi, fiecare loc de candidat este decis de către organizații și de forurile statutare. La europarlamentare ne vom concentra pe europarlamentare și după europarlamentare ne vom stabili în mod oficial candidații și la locale și la parlamentare. Dar o să fie o regulă, adică noi nu suntem oameni multilateral dezvoltați, cine va candida la locale nu va candida la parlamentare și invers. Deci aici sunt acum foarte multe persoane care sunt buni la toate și au fost candidați și în stânga, și în dreapta, și așa mai departe. Eu, când am candidat undeva, am fost candidat undeva. Și n-am avut loc de rezervă că dacă reușesc aici, dacă reușesc acolo, asta e una la mână, și doi, avem oameni, har Domnului, pregătiți pentru fiecare funcție, chiar mai multe persoane. Deci nu e o problemă. Noi suntem o echipă, reprezentăm o comunitate. Și când zic comunitate, nu mă refer și nu vreau să ne strângă unii că reprezentăm doar populația de etnie maghiară. Eu cred că încerc să reprezint populația întreaga județului, indiferent că m-au votat sau nu, indiferent ce limbă maternă au. Asta e o diferență de concepție între mine și mulți alți pretendenți la funcții înalte, deși nu le ajută nici statura, nici alte capacități. Da? Despre politică și alegeri o să vorbim într-o întâlnire din 2024, probabil după europarlamentare, că la europarlamentare acolo lucrurile sunt destul de simple, deși eu consider că alegerile pentru Parlamentul European ar trebui să fie una dintre cele mai importante și tratate ca atare, pentru că dacă nu veneau banii de la Uniunea Europeană, n-am fi vorbit acum de atât de multe investiții în România. Dar și asta e o altă problemă și pentru mine 2024 e un an cu multe provocări, pentru că și ca moderator și realizator de emisiuni cred că o să mă plictisesc. Vrei să fii candidat? Nu candidez? Nu. Să ne pregătim. Nu. Mi-ajunge cât ziariști au ajuns în politică și cred că... Unul mai mult decât trebuia. Și asta e și părerea mea și cu asta basta. Nici nu vreau nici la primărie, nici la județ, nici în altă parte, doar că mă gândesc cu drag că mă așteaptă 4 sau 5 rânduri de campanie electorale în care o să trăiască să fac interviuri cu o grămadă de politicieni sau reprezentanți ai partidelor, unii mai cunoscători, alții mai puțin cunoscători și da, trebuie să mergem răbdători înainte. Cam asta e povestea. Mulțumesc mult, sper să terminați anul cum vă doriți până la urmă urmei, măcar pe linia de plutire, și 2024 să fie mai limpede decât cel prezentat acum în emisiunea din această seară. Mulțumesc mult! Și mulțumesc! Rămâneți cu Nord Vest TV, ne vedem luni seară, să aveți un weekend plăcut, numai bine!